Da, bănuiesc că nu are rost să vorbim de cel mai în vogă YouTuber al momentului, adică bănuiesc că știm cu toții cine este și omul ăsta, vă zic sincer, cred că o să dea moda în 2023. În mai puțin de 24 de ore a făcut 200.000 de vizualizări omul ăsta și a ajuns 11 în trending cu o simplă rețetă. Și aici este vorba de nimeni altul, cel mai în vogă YouTuber, v-am zis, Liviu Dragnea. De la Camera Deputaților la umplutul cârnaților, vorba unui băiat din comentarii. E ultimul om efectiv la care mă așteptam să-și deschidă canal de YouTube. Bine, nu cred că el a venit cu ideea, cred că, adică evident are niște oameni în spate. Și totuși, după ce am văzut clipul domniei sale, nu am putut să mă abțin și am parodiat clipul ăla, scuzați-mă pe mine sau nu. Prin urmare, ceea ce urmează este un pamflet și trebuie tratat ca atare, plus că nu eu am parodiat clipul, ci tovarășul meu Fitilul a parodiat, care, din spusele lui, a fost coleg de celulă cu Dragnea, dar o să-l las pe el să vă explice mai multe. Fitilu, ai legătura. Pentru tine sunt domnul Fitilu, băi, boule. Merge secundele, suntem în direct, e totul bine? E totul bine, da? Hai să vă dea Dumnezeu sănătate, ce faceți, mă? Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, mi se zice Fitilu. De ce Fitilu? Că dacă mă enervați, mă prind și vă bat pe tot, să moară colegii mei de celulă, dacă vă mint. Foști colegi. Că veni vorba totuși de foștii mei colegi de celulă, am văzut că unul dintre ei s-a apucat de gătit și a făcut canal de YouTube. Noi aici îi ziceam bucă tare și vă că a luat-o în serios. Într-adevăr, acum, noi eram într-o seară la poker, toți jucam poker și el ne povestea că visul lui, odată ce iese din pușcărie, e să o depășească pe Jamila la subscriberi, să apară la Shilly în emisiune la Minte-mă Frumos, căci că el are coaste și ușor, ușor să devină cel mai mare YouTuber din România. Eu credeam că e vrăjeală și astea, dar uite că nebunul și-a făcut canal. Cu rețete, cu astea, am și câteva sugestii, dar mai încolo pentru el. Între timp să mai luăm și o gură de vin, că știți cum e, viața e frumoasă, când ești în libertate, Doamne ajută la toată lumea, știți ce zic? Da, nici nu mai știu unde am rămas, dar v-am zis că noi aici îi ziceam pe celulă printre cole și așa bucătare. Mie mi se zice Fitilu și v-am explicat și din ce motiv. Mai aveam și un coleg The Big One. Nu vreți să-l cunoașteți pe The Big One, că e ceva, mamă, mâncați, e ceva rău. Într-adevăr, ne mai gătea, ne mai astea, dar rețeta asta, bă, niciodată nu ne-a făcut-o. Și sunt curios să văd dacă e bună de ceva sau nu. Așa că, practic, o să gătim ce a gătit și el. Mi se pare bine. Astăzi o să vă prezint o rețetă de mâncare foarte simplă, dar foarte bună, de fasole galbenă păstăi. Celelalte ingrediente, roșii în bulion din curte, dafin și piper, cimbru, ceapă, morcovi, ardei gras, o jumătate de ardei capia, cățel de usturoi, doar unul, și o să vă explic și de ce, și niște castraveci ureac. Câte puteți observa și voi, am pregătit aici fasolea galbenă hap, aici legumele frumos, un cățel de usturoi, ceapă, ardei gras, ardei capia, pătrunjel, cred, sper, mărar, morcov, un castravete din ăsta acru, acolo tot ce trebuie, piper, boabe, foi de dafin, cimbru și roșiile în bulion, după spusele dânsului. Trecem imediat și la gătit, adică că deja am povestit foarte mult și așa, dar singurul lucru care mă deranjează, că mi-am adus acum aminte, ne sugerează să folosim la un moment dat ulei de măsline. Ei nu folosesc decât ulei de măsline, oricum este foarte sănătos. Și nu îl ardem. Dacă îl ardem, va fi o problemă. Dacă îl ardem și așa, că avem niște traume cu arsul din pușcărie noi și nu e ce trebuie, nu vrem să ardem pe nimeni. O să stai eu ceapă aici frumos și așa. V-am zis că am și niște idei de vloguri pentru dânsul, niște idei de clipuri pentru YouTube, practic. Idei foarte bune din punctul meu de vedere și cred că o să rupă, nu cu gătit, cu astea, adică, mă rog, poate să facă și asta, dar dacă le face și pe astea pe care, de exemplu, Prison Break în viața reală. Iarăși o idee foarte bună de vlog, mi se pare, n-am pe dezbrăcate cu dăncilă. Iarăși mi se pare o idee foarte bună și cred că o să rupă. Sau, de exemplu, ar mai putea să facă un vlog, am făcut 5 stele ca în GTA, not clickbait. O altă idee foarte bună ar mai fi cum să ieși din Lidl cu toate ingredientele fără să declanșeze alarma. Iarăși o idee foarte bună din punctul meu de vedere și chiar vreau să văd asta. Cum să fur la cântar în Kaufland, iarăși o idee foarte bună mi se pare.
Evident că noi aici pe canal râdem, glumim, am terminat totuși ceapa de tăiat, am luat și morcovul. Că veni vorba de morcov, haideți să vă explic niște beneficii ale morcovului, foarte, foarte bune. De exemplu, știați că morcovul ajută la vedere? Ce mai face morcovul? Caută dracu pe Google și zici și mie să pari inteligent aici, ce mai face morcovul? Da, morcovii, v-am zis, ajută la vedere, ajută de exemplu și la sănătatea inimii, foarte, foarte buni. Ce mai face? Morcovii, în caz că nu știați, ajută și la acne, în caz că aveți coșuri sau așa, mâncați morcov și vă scapă de acne morcovii. Bă, vezi să tăia asta la editare, da? Avem, după cum puteți observa sau nu știu dacă puteți observa, avem aici fasole galbenă românească, congelată mai exact, e cea mai românească fasole galbenă. Ne-a sugerat dânsul să folosim ingrediente românești și fasolea asta congelată, cum a pus și el, e românească 100%. Din câte puteți observa, se simte așa miros de România, adică e ceva... Aoleo, ce am făcut? Nu că verific în spate să nu fie cineva, că dacă mă plec și așa, v-am zis că aveam un coleg de Big One în celul acolo și nu e ce trebuie, mâncava și gura voastră, venea de Big One acolo. Mamă, stați așa un pic. Doamne ajută, v-am zis că am niște traume, adică nu vreau să da apă bune, adică nu e ce trebuie. Da, fasolea galbenă, v-am zis, fasolea galbenă este foarte, foarte sănătoasă, este foarte bună, are foarte multe beneficii, cum ar fi... Ce are, mă? Are fibre, are fibre, are vitamina A, de exemplu, are vitamina C. Ce mai are, mă? Ajută la scăderea colesterolului, previne anumite forme de cancer, conține de asemenea și mangan, care este foarte bun pentru creșterea activității hormonale. Și noi o să adăugăm puțin ulei de floarea soarelui, că nu ne place la de măsline, că dacă se arde prea repede, e cu ars cu astea, nu ne place cu arsul, că v-am zis care cum stă treaba. Nici foarte mult, nici foarte puțin, eu cred că este suficient. Eu zic că e perfect, așa. Până se încinge aici uleiul, vreau să admirați această operă de artă. Uitați cât de frumos am tăiat legumele, adică un pic, un like. Vreau și un like, vă rog frumos. Se poate? Să adăugăm și puțină sare. Nouă ne mai vedea, după cum v-am zis și la început, dar rețeta asta n-a făcut-o niciodată și chiar sunt curios să văd despre ce este vorba. Da, am pus și capacul aici între timp, lăsăm puțin și v-am zis că o să vă dau și niște sfaturi de viață până se fac astea, până știți cum e. Primul sfat e să nu fiți prinși. Adică important chiar dacă e să faci neasoală, important de fapt e să nu fii prins, chiar dacă știți cum, știți ce zic. Sfatul numărul 2, dacă vreți să le respectați din partea mea, mergeți la stomatologie. Adică, pe bune, nu vreți să aveți dinții ăștia la bătrânețe, sincer acum. Adăugăm frumos și fasolea galbenă. 450 de grame, am respectat și gramajul, inclusiv gramajul, inclusiv tot. Am luat congelată să fie treabă. O să adăugăm și o cană de apă, așa am văzut. O să adăugăm această cană cu apă și adăugăm. Dacă mai este nevoie, vedem pe parcurs ce și cum. Din câte puteți observa, deja prinde culoare foarte frumos, arată foarte bine. Lăsăm, punem capacul puțin, după care adăugăm sucul de roșii. Sfatul numărul 3 din partea mea, dacă vreți să țineți cont de el și așa, bă, niciodată să n-alergați după femei. Nu alergați după femei că vă pierdeți timpul, pe bune acum, adică vin ele, știți cum e. Doar de gardă ce trebuie să fugiți în viața asta, în caz că faceți vreo așa, fugiți de gardă, dar după femei să nu fugiți niciodată, că nu-i ce trebuie, vă zic sincer. Este extraordinar ce se întâmplă aici din câte puteți vedea. Mamă, când văd roșiul ăsta, mă ia un pic cu anxietate, nu o să vă mint. Mi-am adus aminte de o nebună care l-a tăiat pe vărămiu cu cuțitul. Da, mă rog, așa se mai iubeau ei, adică el o mai bătea, până la urmă s-a enervat și el a tăiat cu cuțitul într-o seară, foarte frumos, adică chiar mișto. După câteva minuțele, o să pun ăsta aici deoparte, adăugăm cimbru. Nu vă spun câte grame să puneți. Nu vă spun acum cât să puneți. Cimbru oricum este foarte bun. Depinde de gustul fiecăruia. Piper, boabe.
Piper boabe, toți trepării apreciază asta. Când e vorba de boabe, nu contează, piper boabe să fie, știți cum e. Câteva boabe așa de piper, adică nu vreau să... Cum e o jumate, dacă mă înțelegeți. În foarte multe mâncăruri pun și vin. Îi dă o savoare deosebită. Și nu în ultimul rând, unealta secretă. O să luăm aici un pahar. O să adăugăm cam atâta vin alb peste. Eu sper din tot sufletul că ăsta este pătrunjel și că nu este leuștean. Că eu nu știu să fac diferența dintre pătrunjel și leuștean. Cam așa arată. Prinde culoare ce se întâmplă aici, din câte puteți observa și voi, dar mi este destul de greu să amestec cu o singură mână. Bucă tare, văd că are gusturi bune așa din ce văd eu aici. Chiar miroase frumos, îmi place ce iese. Momentan trei cuțite, dar nu în spate, adică chiar e ok. Bine, noi râdem, glumim acum, Doamne ajută, ce bine ne simțim, să sperăm că o să guste și el glumele astea, precum o să gust și eu mâncarea asta, dacă mă înțelegeți. Nu e cu răutate, cu astea, cu mamă, stați un pic să... M-am verificat din nou, m-am verificat spatele, că știți cum e, the big one. Și da, ce să vă mai povestesc, ce să vă mai zic, până se face mâncarea asta, este o mâncare din spusele domnului Bucă Tare, fostul meu coleg, este o mâncare de post. În primele rețete pe care o să vi le prezint, o să țin cont de faptul că este post. Poate sunt oameni care vor să țină post. La câtă carne și-a luat creșio, că s-a săturat de ta carne și că mănâncă în principiu legume, că o țară întreagă i-a umplut frigiderul și pe bună dreptate. Și după aproximativ 10-15 minute așa la foc mic, hai să vedem ce este aici. Credeți că arată bombă, nu o să vă mint. Luăm frumos mărărul hap. Adăugăm mărăr frumos. O să luăm și câteva frunze de pătrunjel. Sper că e pătrunjel, v-am zis. Adăugăm aici. Și cam ăsta ar fi rezultatul final. Eu zic că arată destul de bine. Domnul Bucă Tare are gusturi bune. Nu rămâne decât să testăm și noi să vedem despre ce este vorba. Hop. Cam așa arată în farfurie. Să luăm o gură cu de toate, dacă tot așa. Momentul adevărului. Și... surprinzător nu e rău, dar parcă tot lipsește carnea, bă, băiatule. Astea simple așa, nu știu ce să zic, bă, tată, bă. Nu e rău, dar v-am zis, mi se pare că lipsește carne. Eu îl înțeleg și pe el că s-a săturat la câtă carne și-a luat în viața asta, știți? Mi se pare că e genul de salată fără piept de pui, adică simt că mi-am luat țeapă, adică am comandat o salată cu piept de pui, dar lipsește pieptul de pui. Arată mai bine decât este, de fapt, decât e la gust, adică... Da, mă, și cam atât și cu clipul ăsta. Sper că am râs, ne-am simțit bine. Doamne ajută, v-am zis, este o simplă parodie. Sper că ați gustat glumele, cum am gustat și eu mâncarea, care, by the way, nu are cine știe ce gust. Am încercat, am văzut despre ce e vorba. Adică nu eu am încercat, v-am zis, tovarășul meu Fitilu, care, de fapt, a fost coleg cu... O să închid și eu aici, nu uitați că mă găsești pe contul de Instagram, andrei.cosmin. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să prindeți notificările dacă sunteți noi. Și repet, ne auzim data viitoare